Membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, Mihai Weber speră ca unitatea să treacă cu bine de hopul din toamnă, când îi va fi analizată situația economică. Asta în condițiile în care, în urma rectificării bugetare, uzina va primi noi fonduri guvernamentale. Contracte sunt, i-au fost alocați și bani în perioada trecută. Urmează că acum la rectificare toate unitățile cu profil de apărare, cu profil specializat în apărare, să primească anumite sume de bani pentru anumite cheltuieli, pentru retehnologizări. Eu zic că nu trebuie să fie momente de îngrijorare. Unitatea încă o dată a primit bani, va mai primi pentru ceea ce îi trebuie retehnologizare și eu cred că se pune problema de a mai angaja acolo. Parlamentarul susține că situația economică a uzinei se datorează și conducerii instabile pe care unitatea a avut-o. Cum problemele financiare au existat de-a lungul anilor, directorii s-au tot perindat fără un scop exact. Eu cred că acum este foarte important și echipa de manager, ceea ce spune, și coordonarea care este, pentru că atâta timp cât ai un contract în derulare sau mai multe contracte în derulare, practic ai desfacere, atunci ține numai și numai de tine cum îți organizezi și cum îți desfășuri activitatea astfel încât să-ți atingi indicatorii de performanță. Trebuie, dacă nu sunt atinși acești indicatori, atunci Romarmu, unitatea centrală de la București, ar trebui să ia măsuri pentru a schimba acolo unde e cazul ceea ce nu merge. Guvernul a anulat obligațiile fiscale a 15 companii din industria de apărare care produc sau comercializează armament și material de război, cu condiția să scoată profit pe o perioadă de 3 ani. UMSADU s-a aflat pe această listă, numai că unitatea gorjeană a scos profit doar pe primul an, după care a fost în cădere liberă. Așa se face că acum uzina riscă să pună lacătul pe ușă.